găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, îl avem invitat pe medicul veterinar, domnul Dan Georgescu. Bine ați venit, domnule Georgescu. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. A venit sezonul rece și asta implică nu numai faptul că noi ne îmbrăcăm mai gros, dar faptul că trebuie să avem o atenție sporită vis-a-vis de animalele noastre de companie. La ce trebuie să ne așteptăm odată cu schimbarea vremii de afară, din punctul lor de vedere? Pentru pisică, pentru câine, da. Pentru celelalte animăluțe de prin casă. Este o preocupare absolut normală. Schimbarea sezonului implică și anumite specificități medicale, în special la animalele care sunt ținute afară. Chiar dacă avem o pisică care în semi-libertate vine, pleacă, trebuie să fim atenți că este și ea expusă, nu numai câinii care sunt plimbați în lesă sau ținuți în curte. În principiu, bolile afrigore, cele care sunt produse de către sezonul rece, apar, bineînțeles, începând cu luna octombrie, sfârșitul lunii octombrie, noiembrie, acum sunt în plină desfășurare. Bolile renale sunt des întâlnite acum, influențate de frig, faptul că animalele stau pe pavimentul rece, influențează foarte mult treaba asta, ele preferă, acceptă să stea pe rece, dar nu este tocmai bine. Tocmai din punctul ăsta de vedere, recomandăm pentru cei care au câini de curte să le facă în padoc un paviment din lemn. Da? Deci să aibă un grilaj un tip de lemn, protecție. Să nu stea direct pe ciment. Pământul este destul de primitor, să spun așa, nu se întâmplă mare lucru, dar foarte mulți au cimentat locul respectiv și pentru a fi curățat mai ușor, dar este destul de nociv pentru animăluțe. Se așează cu burta și evident că apar probleme. Pisicile de obicei se autoprotejează, ele fug pe calorifer. Adică da, au rezolvat. Aici la pisică foarte bine, mi-ați ridicat mingea la fileu, cum se spune. Faptul că se urcă pe calorifer este o problemă. Schimburi rapide de temperatură de la cald la rece provoacă de asemenea sindromul urinar felin foarte des întâlnit. Se încing foarte tare pe calorifer, după care se duc repede să se recurească pe gresie și nu mai bine apar aceste probleme. Sunt specifice sezonului prin care trecem. Care este simptomatologia? Cum ne dăm seama? De obicei, modificările în urinare, disuriile. Adică fac mai des decât ar trebui să facă, drumuri mai dese la litieră, în special la pisici vorbim, plâng când fac pipi, deci, apar modificări în culoare. Proprietarul nu trebuie să fie medic, își dă seama foarte ușor, în primul rând, la cantitățile pe care le făcea în mod obișnuit, deodată se modifică, urmele pe care le lasă în nisipul respectiv, culoarea dacă este modificată și, bineînțeles, cum spuneam, drumurile foarte dese la litieră. La câini fac în locuri nepermise, de obicei câinii sunt foarte curați, așteaptă cu nerăbdare momentul în care stăpânii scot afară, fac această conexiune între plimbare și nevoile pe care le au și de asta se și țin foarte bine numai ca să profite, între ghilimele bineînțeles, de timpul acordat afară. Și atunci dacă a făcut în casă, nu-l certați, nu-l bateți, se întâmplă ceva. E un semn. Animalele nu au, sau foarte, foarte rar pot să spun că fac treaba asta din adins ca să ne atragă atenția și atunci este un semn. Vor să ne transmită ceva, dar în special când apar modificări patologice, să spunem, boli, atunci se manifestă așa. Tratamentul este unul agresiv? Este ușor tolerat? Nu, în general contează foarte mult viteza cu care te prezinți la un medic. În general, așteptarea aceea de una până la 3 zile stăm puțin să vedem ce s-a întâmplat. Cu siguranță se va face bine. Nu ține nici de data asta. Evident că dacă acționăm foarte rapid, evident că modificările care se petrec la nivelul aparatului urinar sunt mai mici și implicit timpul de recuperare este mai mic. Costurile sunt mai mici, deci până la urmă este o relație de victorie-victorie și pentru animal și pentru proprietar și pentru noi, evident. Am prieteni care s-au aventurat să le facă animalelor de casă ceai și să le aplice tratamentul pentru oameni. Este o idee fericită. Bine, și ei au ajuns în paranteză, fie spus, tot la medic după ce nu au făcut nicio treabă cu ceaiul. În general, încercările astea sunt cu riscuri destul de mari. Dacă și le asumă, eu nu sunt de acord, evident. Și știu și de ce, pentru că și eu cer ajutorul specialiștilor din domeniul medical și nu mă gândesc că am o profesie asemănătoare și încerc să mă tratez de plămân, de exemplu. Nu.
mi se pare absolut normal să cer părerea unui specialist care este rutinat, atenție, pentru simptomatologia și pentru problema pe care o ai. Experiența lui te va ajuta să depășești momentele de căutare și de diagnosticare, mai exact. Diagnosticul, ca să revenim puțin la cum pui un diagnostic, este o muncă de detectiv. Trebuie să ai nevoie de date, trebuie să ai, faci investigații suplimentare, analize, trebuie să ai experiență ca să traduci semnele clinice. Păi un specialist asta face cu viteză foarte mare și vei beneficia de aportul experienței lui. Evident că treaba asta costă, dar sănătatea este neprețuită. Dacă o faci cum trebuie și la timp, cred eu că sunt, și din punct de vedere financiar, lucrurile sunt mult mai, mult mai bune. Cred că este important în tot melanjul acesta pe care l-ați descris să ai și un proprietar onest, care să recunoască corect în momentul în care a greșit, da, într-un anumit loc. În principiu nu judecăm pe nimeni, nu suntem acolo să judecăm, trebuie să găsim soluții. Mie îmi place modul ăsta de acțiune. În condițiile în care cineva îți cere ajutorul, trebuie să faci, nu să găsești argumente pentru faptul că nu poți face ceva, ci trebuie să găsești soluții ca să faci ceva. Lucrurile s-au schimbat în ultima vreme, poate și realitățile, poate și faptul că informația este ceva mai complexă, determină pe foarte mult să gândească corect din punctul meu de vedere. Care ar fi modalitatea aceasta? Trebuie să avem un medic veterinar, noi discutăm de meseria mea acum, da, și trebuie să am un medic veterinar care să, cum să spun, pe care să-l ții aproape, să îți cunoască animăluțul tău, să-ți știe nevoile, dar trebuie să înțelegi că munca este de echipă. Dacă te vei baza numai pe el, este deja o greșeală. Odată că îi pui pe umeri lucruri și îl presezi cu tot felul de lucruri pe care n-ar trebui să le facă el, și doi, poți să eșuezi în foarte multe situații în care competența lui este limitată. Trebuie să înțelegem că fiecare avem o, să zicem, o specialitate, între ghilimele deocamdată. În România nu există o specialitate legală, să spunem, exact așa cum este medicina umană, însă fiecare medic își cunoaște exact părțile limită, zonele limită, zonele în care se pricepe foarte bine și noi ne recunoaștem între noi, ne știm lucrurile astea și ne recomandăm reciproc. Așa că, în general, medicul veterinar la care apelați ar fi bine să știe lucrul acesta și relația să fie foarte bună, astfel încât să recomande mai departe alt coleg care se pricepe într-un anumit domeniu pentru a rezolva problema în cele mai bune condiții. Asta ar fi un mod corect din punctul meu de vedere de acțiune. Ce este formidabil în acest moment, domnule Georgescu, este că am înțeles că nu trebuie neapărat să ajungi cu animalul de companie la medicul veterinar atunci când el are o problemă, când este în criză. Se pot face și un tip de abonamente. Da. Lucru care te trimite sau te cheamă chiar medicul veterinar la cabinet și tu poți observa o problemă, o poți preîntâmpina, practic. Sigur că da. Lucrul ăsta se întâmplă în mod frecvent. Noi abordăm situația asta de ani de zile în felul următor. Nu avem nevoie neapărat de animale bolnave, deși e ciudat. Probabil venitul cabinetului ar fi, oamenii ar crede că ar trebui să fie mare dacă animalele toate sunt bolnave. Nu este așa. Ideea este să fie cât mai multe sănătoase și să le supraveghezi. Cam asta este ideea. Măiestria cam în asta constă. Cum le supraveghezi și cum faci planul de acțiune astfel încât să rămână doar situațiile accidentale în zona hazardului, da? Restul să poată fi prevenite. Inclusiv afecțiunile specifice raselor, specifice vârstei, specifice sexului respectiv, le poți manageria cumva. Știi dinainte că la o anumită vârstă, la, de exemplu, la labrador, să spunem, sau la un ciobănesc german, știi ce te așteaptă. Care este statistica ta personală? Care este statistica cabinetului în care lucrezi? Cât la sută din pacienții tăi au avut probleme? Deci lucrurile astea sunt destul de clare, dacă ai așa ceva. Și atunci proprietarul, când își cumpără un labrador, poate fi informat în categoria de vârstă în care se află cam ce ar putea să se întâmple și cum ai putea preveni lucrurile astea. Evident că relația asta este la început foarte strânsă, pentru că odată ce îți cumperi un animal, ești avid de informație, nu ai control asupra situației și ești mult mai flexibil.
acum sunt pe partea proprietarului, da? Sunt și eu proprietar de animale. Automat cer părerea mai des medicului veterinar, îl sun mai des, ești preocupat, nu știi ce se întâmplă. În momentul când ai învățat, lucrurile încep să se relaxeze. Ceea ce e și foarte bine. Ca la copii, nu? Nici o diferență. Și atunci îl sun din ce în ce mai rar. Ok, nici asta n-ar fi, să zicem, o problemă. Însă, cinstit ar fi ca discuția cu medicul în care ai încredere, este obligatoriu să ai încredere. Dacă nu, schimbați-vă medicul, da? Dacă ai căpătat încredere și relația este corectă și onestă, așa cum ați spus, trebuie să îi ceri sau să ți se dea ca proprietar planul de acțiune din anul respectiv. Ce ar trebui să facem noi anul ăsta? Deci a pornit ideea abonamentului de sănătate. Practic, din punct de vedere financiar, nu este un câștig anume. Mulți clienți mi-au zis, domnul doctor, dar oricum eu vin numai la dumneavoastră? Mi-a zis, nu este neapărat obligatoriu, nu vreau să să credem că m-aș supăra dacă s-ar mai duce și în altă parte. Nici vorbă. Dacă tot vin la dumneavoastră, ce rost are să mai fac un abonament de sănătate în care să-mi spuneți dumneavoastră datele, oricum mi le scrieți pe carnet? Ideea este că avem și altă treabă de făcut. Viața s-a schimbat puțin. Totul se petrece într-o viteză năpraznică. Dacă scriem sau recomandăm cuiva să facă lunar ceva, este, luna trece ca și cum, hai să spunem, trece săptămâna, da? Și simți că ți-ai luat de o grijă. Ai și alte preocupări, nu? Dacă ai dat animaluțului tău, știi că în ianuarie trebuie să faci ceva, ok. În februarie trebuie să faci altceva. Pe când e dat în ianuarie, te gândești, ei, lasă, până în februarie mai e multă vreme. Nu. Februarie vine imediat și uiți. Sar februarie, poate sar și martie și te aduci aminte în aprilie. Cred că nu ai mai dat de mult pastiluța respectivă. Totuși, când trec 3 luni, îți atrage un semnal de alarmă. Și atunci, cele 2 luni, cățelul tău sau pisica ta au fost descoperite. Dacă noi, în planul de acțiuni, trecem acolo că e bine de făcut lunar, trecem pentru că riscul este mare. Deci când sunt acțiuni lunare, riscul este foarte mare. Cu cât acțiunile recomandate sunt mai rare, cu atât riscul este mai mic. Dacă, de exemplu, recomandăm vaccinarea anuală, riscul este mic. Pentru că animalul este deja imunizat, șansele de a se petrece ceva, din punctul acela de vedere, strict la asta mă refer, șansele sunt mici. Dar dacă vă spun că trebuie să faceți lunar, șansele sunt foarte mari. Bun, dar vin eu proprietar cu argumentul, dar am citit pe Google. Ok. E da. Bine? Doctor Google este și prietenul și dușmanul nostru, pentru că foarte multe informații sunt scrise acolo din experiențe personale. Dacă sunteți gata să experimentați, eu recomand să o faceți pe pielea dumneavoastră, adică să experimentați asupra propriului corp. Dacă e vorba de altcineva în speță de un câine și o pisică, sunt nevinovate. Ele nu-și pot alege proprietarii. La fel ca și oamenii au experiențe unice. Nu se poate repeta la unul ce a fost la altul. Nu trebuie uitat că durerea este pe pielea lor. Da? Deci faptul că a mâncat ceva și îl doare burta. Bun, ok, îl doare pe el burta, nu te doare pe tine. Și atunci ar fi bine să te gândești că e foarte rău când te doare burta. Sunt foarte mulți care își iubesc animale, nu îi critic, numai că foarte mulți trec cu vederea sau consideră că întâmplarea asta o trec foarte ușor cu vederea, mai concret. A dat drumul burta, nu e chiar așa. Când se întâmplă ție, ești puțin mai atent. Tocmai din motivul ăsta recomandăm întotdeauna ca lucrurile să fie făcute logic. Abonamentul de sănătate de care vorbeam face și un fel de studiu legat de ce te așteaptă financiar într-un an de zile. Trebuie să fii pregătit. Cel mai bine ar fi să știi că veniturile sunt în general constante. Cheltuielile nu. Și atunci trebuie să știu în momentul în care am un animal de companie cam ce înseamnă bugetul alocat. Pe bune. Că așa spui, ok, nu mă duc la Georgescu că-i 3 lei, mă duc la Popescu că-i 2,50 lei. Te păcălești, bineînțeles. E vorba de o realitate. Cam câți bani mă costă pe mine pisica sau cât mă costă câinele, este și partea asta pecuniară foarte importantă. Cât mă costă în anul ăsta? Și atunci noi știm cam toate acțiunile și le notăm, facem un calcul personalizat. Depinde de fiecare persoană. Ce animalul, ce greutate, ce vârstă, cam ce ar trebui. Și atunci se creionează
și bugetul, așa cum ar trebui să facă și autoritățile, da? Este vorba de un mini-buget al familiei mele, nu? Pentru animăluțul meu. Cât mă costă mâncarea, cât mă costă tratamentele, preventive, evident, întreținerea lui. Avantaje sunt uriașe. În primul rând, dacă achiziți un abonament de sănătate, toate fluctuațiile de preț din anul respectiv nu le mai suporți. Le-ai achitat, indiferent cât mai costă, să zicem, tratamentul peste 5 luni, tu deja l-ai achitat și nu se mai modifică nimic. Ești sunat, ți se reamintește, mie îmi place chestia asta, mi-ar place să-mi reamintească cineva, știți, aveți o programare sau hai să vă facem o programare. Pe mine mă sună pentru RCA, dar cred nu înseamnă că mulți au perceput-o, e disperat, are nevoie de bani, are nevoie de clienți, nu mai are domn doctor ce face, se plictisește. Nu este chestia asta, este vorba că avem un programator și pe data de 14, pe 13 mă uit ce am de făcut pe data de 14 și atunci sunăm pe cei care ar trebui să vină pe data de 14, da, le acordăm din timpul nostru, dar mi se pare normal. De asta suntem acolo. Chiar dacă suntem totuși atât de preventivi, asta nu înseamnă că nu pot apărea cazuri de maximă urgență. Sigur. Ideea este că pe noi, toți proprietarii de animale, ne-a fascinat serialul care a fost la un moment dat pe Animal Planet cu clinica aceea de medicină de urgență, veterinară, bineînțeles. Avem așa ceva la Galați? A existat un proiect care a implicat un serviciu care să răspundă nevoii la orice oră, din zi și din noapte, a proprietarului de a-și transporta animalul la clinică, de a-i oferi în momentul respectiv tratament? Din păcate, Galați nu e pregătit deloc pentru treaba asta. Eu am fost inițiator unui proiect de medicină de urgență. Am făcut o ambulanță cu câțiva ani în urmă. Din punct de vedere al proiectului, cred eu că este eșuat complet. Dacă îl privim ca și un business de calitate, în care ar trebui să investești în scule, ar trebui să investești în oameni de calitate, ar trebui să investești în timp și spațiu pentru treaba asta. Cererile au fost pe cât se poate de bizare, pe atâta de hilare. În general, marea majoritate au dorit să fie tratați gratuit. Li s-a părut ceva nefiresc să achite taxa de deplasare. Dar și la Animal Planet era totul contracost. Nu văd de ce ar trebui. E vorba de atitudine și nu era vorba de bani. E vorba de mentalitate. Dacă cineva găsea un animal pe stradă, considera că primul ajutor pe care poate să îl dea este a suna la un telefon. Total greșit. Dacă ajuți pe cineva, l-ajuți de la A la Z. În momentul în care ai făcut pasul înapoi, te-ai retras, tu știi că ai făcut tot ce ți-a stat în putință ca să salvezi pe acel cineva. Un om rănit, un animal rănit, nu ai sunat la ambulanță și ai plecat. Sistemul uman este total diferit datorită implicării financiare a casei de asigurări. La noi nu se întâmplă treaba asta, suntem total independenți și asta este și un handicap, evident, că neputând fi costurile suportate de un grup mare de oameni, da? Deci noi asta facem prin casa de asigurări, ne asigurăm, plătim înainte de a avea probleme, nu după, da? Vorbim de modul ideal. Mulți ar spune, nu funcționează, dăm șpagă, astea sunt alte discuții, vorbim de situația ideală. Un proiect nu poți să pleci, la un proiect nu poți să pleci decât din situația ideală. În medicina veterinară trebuie să suportăm integral, în orice situație, în orice moment, costurile unei astfel de intervenții. E greu. Foarte mulți nu pot. Culmea este că cei care știu ce au de făcut și care sunt aplecați, nu au bani suficienți. Și atunci e o ciudățenie între decizia de a mai face ceva, dar știi că nu ai posibilități financiare, de a te implica, dar nu prea ai cu ce, sau de a nu te mai implica deloc. Noi nu am gândit-o din punct de vedere financiar ca un plus, ca o plus valoare. Ne-am gândit la un serviciu suplimentar care să fie acoperit, cheltuielile să fie acoperite din celelalte servicii. El nu m-a deranjat foarte mult faptul că, de asta am spus, Galați nu-i pregătit deloc. M-a deranjat atitudinea multora care au solicitat serviciu și într-o majoritate covârșitoare, vă spun cu tristețe. Și au considerat că a plăti serviciul ăsta este o jignire și la modul, așa într-o paranteză, dar nu vă mai ajunge, ceva de genul ăsta, foarte ciudată atitudinea.
Noi avem probleme, de exemplu, un cabinet. Eu am un cabinet, n-am o clinică și n-am spital. E un lucru care trebuie subliniat. Deci serviciile veterinare sunt de zi. Însă am și eu animale și știu că dacă se întâmplă să fie sărbătoare sau să fie noapte, trebuie să te ajute cineva. Cam de aici a plecat ideea. Nu știu, am pierdut puțin. Ideea este dacă nu avem acest serviciu de urgență, cum ne descurcăm? Da. Asta a făscut. Mi-am pierdut ideea, dar mi-am revenit. Noi duminica nu lucrăm. Și sunt foarte multe situații în care totuși sunt tratamente în curs. Nu putem să dormim liniștiți acasă știind că animăluțul X a fost operat sau este în tratament și noi îl vedem de-abia luni. Nu se poate așa ceva și facem tot posibilul și și reușim să-l vedem în fiecare zi, inclusiv în zile din duminică când e închis. Însă, pentru situațiile în care deplasarea trebuia făcută din timpul liber, normal că este un cost suplimentar. Foarte mult s-au considerat jigniți. Pacienți buni, pacienți cu care am o colaborare de ani de zile, s-au simțit jigniți că au fost... Deci asta este o chestie de mentalitate. În condițiile astea trebuie să faceți și educație proprietarului? Da, din păcate, da. Și le-am spus și bineînțeles că nu abandonăm. Misiunea este clară. Suntem acolo pentru, repet, pentru a găsi soluții. Nu mă lamentez și nici nu-i genul meu. Însă trebuie să știm că un oraș sau o societate, o comunitate, este pregătită sau nu pentru servicii de înaltă calitate. Noi vorbim de medicină de înaltă calitate. Deja când vorbim de urgență, vorbim de un nivel superior, pentru care nu suntem absolut deloc pregătiți. Dacă am fi supuși, sau să spunem că am pune la dispoziție toate condițiile necesare unui sistem de urgență de calitate, probabil ar trebui noi să venim de acasă cu bani, cu siguranță, pentru treaba asta. E vorba de aparatură care se poate lua lesne, dar ea trebuie să fie suportată. Deci costurile sunt destul de mari. Bun, suntem nepregătiți, este clar lucrul acesta și ați venit dar cu solicităm, argument. Solicităm intens. Știți, vreau, da. Vă scutește acest fapt de telefoanele nocturne nu, ale clienților? Nu. Eu, până la urmă, repet, îi înțeleg și pe cei care caută ajutor. În general, cauți ajutor când ai nevoie. Și niciodată nu m-am supărat. Mi se pare absolut firesc. Mă pun întotdeauna în pielea lor. Dacă vrei să judeci bine o situație, încearcă să te pui în locul celui care face treaba asta. Dar vorbeam pe ansamblu. Noi sunt colegi care au înțeles treaba asta, foarte mulți și-au lăsat cabinetele deschise până târziu, sunt colegi care au personal angajat, care poartă un telefon și răspund la orice oră din zi și din noapte și se deplasează la cabinet. Deci fiecare a căutat pe cont propriu să dezvolte sistemul ăsta de a da ajutor peste noapte, însă, din păcate, nu este ceva așa cum mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit să fie un sistem foarte bine pus la punct, în care să fie personal specializat pe urgență. Lucrurile nu seamănă deloc cu medicul care îți dă primul ajutor la cabinet sau îți tratează câinele de, să spunem, coxartroză, da? Nu e același lucru să-ți facă traumatologie, nu este același lucru să-ți facă chirurgie, nu este același lucru să-ți facă ortopedie, oftalmologie și cardiologie. Lucrurile sunt total diferite. Este una dintre edițiile acelea în care mi se pare că timpul alocat emisiunii este nedrept de scurt. Da. Ultima întrebare pe care vă adresez astăzi seară, sper să reveniți alături de noi, pentru că iată ce invitat ofertant avem. Ne ferește faptul de a avea un animal cu pedigree, de a ne întâlni atât de des cu bolile, cu afecțiunile de orice tip? Din păcate, nu. Într-adevăr, opțiunea de a-ți cumpăra un animal cu pedigree este corectă în momentul în care îți dorești cu ardoare o anumită rasă, un anumit animal. Recomandarea este să fie cumpărat și achiziționat dintr-o canisă recunoscută cu un pedigree solid. Asta ne certifică câteva lucruri. Faptul că el va arăta impecabil din punct de vedere fenotipic, așa cum ne dorim, așa cum am văzut în filme, așa cum vedem în reviste, el respectă un standard de dimensiune și de greutate. Ne certifică faptul că părinții au fost selecționați, că au primit niște certificate, adică bolile transmise genetic știute pentru rasa respectivă nu sunt în canisa respectivă. Canisa este liberă, așa se numește, deci nu există exemplare bolnave în linia, arborele genealogic al câinului respectiv. Însă, cu cât este mai specializat un animal, cu atât uneori este mai sensibil.
și sunt porți și porți și camere deschise. Din punctul de vedere al patologiei este o lume foarte interesantă, mai puțin interesantă pentru proprietar, mai interesantă pentru noi. Nu sunteți ferit dacă aveți un animal, însă dacă nu vă doriți cu ardoare un animal dintr-o anumită rasă, să zicem, visați de ani și ani să vă cumpărați o pisică de rasă sau ani și ani doriți un câine, luați-l, dar luați-l din cel mai corect loc posibil și verificat. Dacă vă doriți doar un câine și doar o pisică, propunerea mea este să încercați, și pentru începători, câinii și pisicile de stradă sunt perfecte, din toate punctele de vedere. Și vă spun asta nu având o agendă ascunsă legată de problema socială a animalului fără stăpân, ci vă spun din experiența de conviețuire și de tratare de ani și ani a acestor animale. Din punct de vedere social sunt extraordinare aceste animaluțe și pentru un începător care nu este bine rodat, nu știe ce are de făcut, recomand cu căldură a se achiziționa animale metișii raselor, rasa comună sau mai danezii, cum sunt din păcate să spunem numiți. Generic, da. Din cuvintele dumneavoastră, domnule doctor, am înțeles că iată, calitatea noastră de indivizi aparent superior este dată și de felul în care ne îngrijim sau vrem să ne îngrijim pe cei, sau vrem să îngrijim pe cei care depind de noi. Înseamnă și copii, înseamnă și animalele de companie care se comportă practic ca niște copii. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația alături de noi. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionarea plăcută în continuare. La revedere!